Salut, eu sunt Paul, iar în acest video voi discuta despre ce update am introdus pe Infonow.ro. Infonow.ro este un site unde te putem ajuta să-ți îndeplinești scopul în programare. Fie că ești total începător și vrei să înveți programare de la zero, fie că deja cunoști bazele programării, dar vrei să ai rezultate foarte bune la diverse concursuri și examene, fie că deja ești experimentat și vrei să-i ajuți pe alții să învețe sau chiar să ajungă la nivelul tău. De câteva ori am introdus pe site un sistem de coins. Astfel, elevii își vor plăti profesorii prin monede, iar aceștia își pot converti monedele în bani real pe care mai apoi să-i transfere în contul propriu. Așadar, nu mai există limitarea pe care am adăugat-o la început, că profesorii sunt plătiți odată pe lună la începutul ei. Și acum să vă arăt mai multe despre cum funcționează acest sistem. Dacă ești elev, poți intra pe pagina de achiziționare a monedelor, dând click pe aceste monede sau pe profilul tău și apoi pe monede, și de aici îți poți alege unul dintre planuri. Am fixat prețurile astfel încât cei care sunt motivați cu adevărat să învețe să aibă câteva beneficii. După ce ai ales unul din pachete, trebuie să alegi metoda de plată, iar plata se poate efectua prin două modalități, prin PayPal sau prin transfer bancar. Dacă alegi să plătești prin PayPal, vei fi redirecționat spre pagina PayPal, unde poți plăti cu contul tău de PayPal sau cu un card pe care l-ai, iar monezile ți se vor repartiza automat în cont. În schimb, dacă o să alegi să plătești prin transfer bancar, o să ai mai multe câmpuri de completat, printre care numele celui care plătește, numele băncii de unde faci plata, codul IBAN din care s-au transferat banii și o poză cu chitanță sau cu dovada plății. Eventual o scurtă descriere a plății, cazul în care vrei să adaugi câteva lucruri. Să zic că mă cheamă Popescu Andrei, plătesc de la BRD și am codul IBAN 123456790, deși codul IBAN nu o să fie niciodată ăsta. Pun o poză cu chitanța, bine, o poză cu chitanța sau cu dovada plății. Dacă ai plătit prin internet banking, aplicația generează o chitanță, e ok să faci un screenshot, nu nicio problemă și să-l aplaudezi aici. Deci e foarte ok. În cazul în care plătești prin transfer bancar, poți face o poză la chitanța pe care ai primit-o la ghișeu și poți să aplaudezi poza aici. Descriere, vreau să învăț programare. După ce am completat-o de datele, într-adevăr, plata a fost făcută cu succes, dar numărul de monede a rămas același. Pentru că noi trebuie să procesăm fiecare plată în parte, fiecare plată prin transfer bancar. Pentru a ne asigura că totul a decurs cum trebuie, plata a fost trimisă în contul corect, iar la noi au ajuns banii. Și plata o să fie acceptată în decursul a 1-3 zile lucrătoare, depinde de la ce bancă au fost trimiși banii și la ce oră. În cazul în care aveți nelămuriri, puteți să contactați aici un admin, să scrieți pe chat și noi o să vă răspundem, sau la raportează o problemă, să raportați o problemă pe care ați avut-o, că nu ați reușit să efectuați o plată și aveți nevoie de ajutor, că ați efectuat o plată de câteva zile și nu știu, nu ați primit banii, lucruri de genul ăsta care nu prea sunt ok. Iar noi o să vă răspundem. Dacă ești profesor și vrei să-ți setezi costul unei ședințe, intri pe profilul tău, selectezi un interval de timp, să zicem 2 ore, și setezi prețul ședinței. În cazul în care nu știi exact cât valorează ședința ta, am introdus acest calcul pentru prețul unei ședințe. Să zicem că o ședință costă 50 de lei. Introducem 50 de lei, observăm că prețul ar fi 80 de coins. Dacă introducem, să zicem, 80 de lei, prețul ar fi 130 de coins. Deci, 2 ore, să zic că prețul unei ședințe este de 50 de lei și uitându-ne în acest calculator, observăm că ar trebui să introducem 80 de coins. Deci, prețul ar fi 80 de coins. În cazul în care vrei să retragi o sumă de bani, intri pe secțiunea Retrage monede, iar aici scrii numărul de monede pe care vrei să-l retragi. Nu știu, 250, 300 sau numărul de monede pe care l-ai. Și totodată am introdus o sumă minimă de coins pe care ar trebui să o ai înainte să încasezi. Deci dacă ai vrea să încasezi 150 de coins, trebuie să introduci o valoare mai mare decât 200. Și dacă ar fi să introducem 600 de coins, o valoare pe care nu o avem, specificăm că nu trebuie introdusă o valoare mai mare decât numărul de monezi pe care îl ai. Deci să zicem că vrem să încasăm 400 de monezi. La descriere poți adăuga câteva detalii în cazul în care vrei să specifici un lucru înainte să-ți trimitem bani. Vreau să îmi trimiteți banii în acest cont. Nume: Popescu Andrei. IBAN 123456790. Chestia asta e opțională cu descrierea, deși despre datele bancare te întrebăm când avem discuția pe care ai programat-o după ce ți-ai creat contul. Și aici, exact la fel, plata va fi procesată în 1-3 zile lucrătoare, pentru că noi putem să-ți trimitem banii astăzi, dar ție să-ți ajungă abia poi mâine, în cazul în care transferul este între bănci diferite. Îți mulțumesc foarte mult că te-ai uitat la acest episod, sper că te-a ajutat să înțelegi mai bine despre ce e site-ul și te aștept să te înscrii dacă nu deja ai făcut-o. Dacă ai întrebări, le poți lăsa în secțiunea de comentarii, iar eu o să le răspund.